Doamna Șoșoacă, da, foarte mult să spun că de fiecare dată când ne vedem, nu țipați, sunteți o femeie normală, așa, aveți foarte civilizat dialog. Normal, asta sunt de eu. De ce? Așa sunt eu. Da, da, când sunteți cu alți politicieni, aveți... Dumneavoastră sunteți trădătorul României? Sunteți cei care ați omorât oameni și ați aruncat în saci negri de plastic? Nu. Cum poți să te comporți cu un grobian în Parlamentul României care a trădat România, care a vândut-o, care ia banii de la gura pensionarilor, care nu sunt interesați de corupție, de mită, de a distruge tot ce mai are România, care acum vând hidroelectrica, micșorează ajutoarele oamenilor cu dizabilități. Știți lucrurile astea? Asta trebuie să se audă la televizor. Care e politica la Uniunea Europeană pentru toți ăștia care își depun candidaturile? Primul lucru, oprirea războiului, pentru că dacă avem război, s-a terminat. Mor oameni în primul rând, aduce recesiune economică, da, sărăcie economică, se distruge absolut toată Europa. Ce facem noi cu războiul? Apoi avem problema cu Green Deal-ul. Green Deal-ul care trebuie anulat. Ce prostia asta? Ce nu știm ce înseamnă dioxid de carbon? Are o întrebare a mea. Vă rog. E gata. Deci nu mai confundați viața omului normală cu viața din politică. Eu nu confund. Ei acolo numai asta fac. Înjură deci nu există femeie din Parlamentul României să nu fie discriminată. Discriminată, înjurată, înjosită, marginalizată, nu au voie să facă nimic decât dacă le aprobă nu știu care bărbat. E pe bune? Asta a ajuns femeia? Și să avem legi în care să oblige bărbații să le dea o treime din listă femeilor? Știi? Nu, din lista de la alegeri. Bun, problema este alta. Cum e posibil să trebuiască legi pentru ca femeia să-și exercite un drept egal cu bărbatul? Nu vi se pare o anomalie? Deci înseamnă că bărbații trebuie să fie obligați și sancționați, da? Politici, dar vorbesc de politic. Musulmanii acolo, hai să nu facem, hai nu să... au toate drepturile nimic pe care hai că n-au nimic. Au în Europa. Uneori, mă rog, au un drept de vot și cam atât. Întrebarea mea, partidul dumneavoastră, SOS România, aveți candidați pentru europarlamentare? Sunt deja depuse listele. Întrebarea e listă mea completă. Ce vreți ca să mergeți în acest Parlament European pe care îl blamați, să spuneți că Europa ne fac praf, că suntem măslugile Europei, atunci ce emeteți candidați ca să reprezinte România într-un Parlament European pe care îl blamați și mai ales, scuze, cereți ieșirea României din UE? Cum avem mai multe asta chestiuni. Blamez și Parlamentul României și sunt în el, da? Și trebuie să intre cât mai mulți. Pentru că asta este ordinea constituțională. Nu poți să faci ordine, poți să iei atitudine împotriva tuturor încălcărilor de drepturi și libertăți decât dacă te afli în interior. Dacă eu nu mă aflam în Parlamentul României și acum aveam pașaport verde, aveam încălcări de drepturi și libertăți, aveam botniță, aveam vaccinare obligatorie, aveam și război și așa mai departe. Eu știu ce am făcut pentru țara asta și cea mai mare parte a românilor știu. Așa că la în acest moment suntem semnatari în unui tratat. Eu sunt jurist, da? Eu sunt, dar ascultați-mă, lăsați-mă să ce vorbesc. Vreți ca să intrați exact, în exact Parlamentul Europei exact, pe care îl blamați. Am înțeles întrebarea, nu mai repeta. Lasă-mă mulțumesc să vorbesc, da? Nu da face ca jurnaliștilor. No, no, te rog frumos. Da. Da? Deci, așa cum am intrat în Parlamentul României, unde nu-i suport, dar a trebuit să fiu acolo pentru că din interior poți să faci ordine și disciplină și să eliberezi țara, așa trebuie și în Parlamentul European, unde suntem multe partide naționaliste cu care eu m-am întâlnit în câte de câteva luni, astfel încât avem deja o strategie. Nu vreau eu să ies din UE. Poporul român vrea să iasă din UE, eu nu pot să fac asta decât printr-un referendum. Dacă poporul român își dorește să iasă din UE, trebuie să se pronunțe printr-un referendum, pe care eu l-am cerut de 3 ori. Așteptați un pic. Cu dacă aceasta? Eu mă duc acolo, în primul rând trebuie pătut cu pumnul în masă, cum face Victor Orban. Pentru ce nu ne folosim dreptul nu de veto? Nu comparați cu ba Victor da, Orban, ba da, care ba da este un om al rușilor. Nu mai pentru interes, mine nu e adevărat, este un om al Ungariei. Nu este uitați acum ruș.
nu, nu uitați acum sâmbătă în Ungaria, da, da, ați observat acel meeting împotriva lui. Lasă, meetingul ăla este o chestie iar mizerabilă, făcută tot împotriva unei femei, tot doi soți, ca să îl atace pe Victor Orban. Nu spuneți mie că eu știu lucrul care astea. Sunt soții? Lăsați că știu eu. Deci cine interesați-vă sunt? Mai bine. Numele doi la mână. M-ați întrebat de ce se întâmplă, de ce vreau un Parlament European. Pentru că trebuie să se ducă un român care să fie vertical, demn și onorabil, să reprezinte poporul român și să ne luăm înapoi tot ceea ce ne-au luat și ne-au furat. Ăsta este dezideratul meu și să oprim distrugerea României și a întregii Europe. Da, ar acele lucruri furate de către europene a fost cu acordul politicienilor români care și-au vândut ei demnitatea, onoarea pentru șpagă. Așa. Aici este o problemă. Ce? Care-i treaba? Eu mă duc și o să pot să refac absolut totul. Pentru că totul este de lovit de nulitate absolută. Art. 136 Constituție. Mulțumesc! Mersi și eu!